Copiii bolnavi de cancer din cadrul Centrului Medical Focus au avut parte de o surpriză inedită în preajma zilei de 1 iunie. Pentru a le dărui bucurie și a-i face să uite de durerile zilnice, o echipă de oameni cu suflet mare le-a pregătit surprize inedite. Noi, venind în fiecare zi aici, vedem exact care este situația luptei ăsteia a lor cu boala asta atât de rea. Și atunci, în locul unei înțepături, am ales să dăruim un zâmbet, așa să zic, și să îi chemăm aici să se joace și să le dăm cadouri. De când au intrat, au întrebat, am venit pentru cadouri. Vă dați seama că orice copil, și l-am luat numai jucării, pentru că asta își doresc, jucării pe care ei și-au spus înainte cam ce își doresc și alea au fost cumpărate. Copiii au construit împreună un puzzle imens, au pictat cu palmele, s-au bucurat de dulciuri și mâncăruri raw-vegan, iar la final au primit cadouri de ziua copilului. Toate dorințele pe care și le-au exprimat au devenit realitate. Mașinuțe, păpuși, trotinete sau cărți de colorat au ajuns în posesia lor. Neculai. Marian. Am primit o păpușă Sofia I și o bucătărioară. Și a fost exact ce ți-ai dorit? Da. Orice activitate care îi face să simtă bucuria copilăriei este binevenită, în condițiile în care sunt nevoiți să respecte un stil de viață aparte, în care tratamentul medical este nelipsit. De când luna trecută a început iar să-l înțepe, nu mai vrea. Nu mai vreau la spitalul cu jucării, nu mai vreau. Așa, azi abia m-am convins să ajung aici, că-ți dă cadou, că e mâncare, că e frumos, sunt toți copii, altfel m-am vrut să vină. Sunt încântați copiii, se bucură și pentru o jucărie și pentru... Atât că nu mai sunt chinuiți cum erau înainte, cu să ia aici din degețel, să ia, nu se mai ia prin venă, sunt mai bucuroși și încântă jocul aici, cum este încăperea. Atmosfera. Constanța este orașul cu cel mai mare număr de copii diagnosticați cu cancer din țară.